colegi și stimate colege. Înainte de a începe ședința, vreau să vă zic că avem un invitat în sală și aș vrea să prezint cine este. Da. Și vreau să vă prezint detalii. De ce să fiu? Viera Șenea vorbea. Viera Șenea. Tot bine. Bună ziua! Suntem prezenți 13 în sală. Avem o prezență prin vot online al doamnei Crețu, așa justificat în plecarea din țară. Domnul Beruș, că ați văzut pe grup, a spus că mai întârzie un pic. Deci, prin urmare, avem vot pentru adoptarea hotărârilor. Cel mai mare vorum este pentru patrimoniu, acolo unde avem de dat dispus și servitute. A venit și domnul Ierușcă, de 14, unde avem dat drept de us și servitute pe vorumul adoptare este 11, pentru celălalt este un rezultat calificat de 8. Deci, prin urmare, ne putem desfășura ședința în condițiile prevăzute de codulată administrativă. Ați primit materialele pe mail. Am primit rapoartele de avizare de la toate cele trei comisii de specialitate. Sunt favorabile. Prin urmare, proiectul de ordine de zi poate fi supus adoptării. Vreau să dăm citire la proiectul de ordine de zi. Avem și o suplimentare, să spunem la momentul respectiv. Întâi citim proiectul de ordine de zi, îl supunem la vot și apoi suplimentarea îl supunem la vot și mergem la discutat proiectele de ordine de zi. Primul proiect, proiect de hotărâre numărul 94 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, comuna Băgura, județul Bacău, inițiator primar Crăsura și Iotare. Numărul 2, proiect de hotărâre numărul 104 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura numărul 39 din data de 27.05.2021 pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici de pe raza Comunii Mândura, județul Bacău, inițiator primar Costa Șerdache. Punctul 3, proiect de hotărâre numărul 107 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primăriei Comunei Măgura, precum și aprobarea statului de funcții și a organigramei în conformitate cu legea numărul 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare al României pe termen lung, inițiator primar Costra Șerdache. Punctul 4. Proiect de hotărâre numărul 108 privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA pentru suprafața de 58 de metri pătrați din domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea extinderii de rețea electrică în vedere alimentării cu energie electrică a beneficiarului Staneața Petru, strada Întrebii, sat Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costra Șerdache. Punctul 5. Proiect de hotărâre numărul 109 privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA pentru suprafața de 13 metri pătrați, număr cadastral 65155 din domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea extinderii de rețea și raport gazei naturale, presiune redusă pentru puiul Claudia, în satul Măgura, strada Valea Măgurii, inițiator primar Costra Șerdache. Punctul 6. Proiect de hotărâre numărul 110 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costra Șerdache. Punctul 7. Proiect de hotărâre numărul 111 privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Măgura în adunarea generală a asociațiilor ADIP,
din data de 28.12.2023, inițiator primar Costraș Iordache. Punctul 8, proiect de hotărâre numărul 112/1, privind rectificarea numărul 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator primar Costraș Iordache. Da. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Nu doar oameni este tot pentru, deci avem 14 prieteni. Citind ordinea de zi, rămâne valabil ceea ce l-am spus la început de mandat. Cine consideră că se poate afla într-un conflict de interese, da, vă rog să anunțe. Când se discută proiectul respectiv, nu discută, nu votează. Da? Deci nu-i abținem. Nu discutăm, nu votăm. Ok, mulțumesc. Domnul primar, suplimentarea. Avem un proiect și jumătat pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 13, privind aprobarea majorării cu 5% a venitului salariale față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate plan primarului Comunei Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Măgura. O precizare aici, nu a fost odată cu toate materialele, pentru că a fost publicat în monitorul oficial pe 15, adică vineri, bine, a apărut mult mai târziu, chiar pe 15 dimineață, și din acest motiv nu a fost deodată cu toate materialele. Dar având aplicabilitate la ianuarie, am zis că nu știm dacă vom mai avea președință în luna decembrie și de aceea a fost... Este ultima ordonanță de guvern. Da, a fost publicat în monitorul. Da. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Abțineri? Continuă, n-am văzut. Aia este ce să spun. Având în vedere că avem proiecte de hotărâri care și a fost solicitat să vină persoane din aparatul de specialitate a domnului Toma, este doamna contabil, Popa Malicica, care este prezentă, și doamna Zaharia Mioara de la Taxe și Impozite. Dacă sunteți de acord și domnul primar ca ele nu stea până la ordinea respectivă, să devansăm proiectele de hotărâre. Avem două proiecte, proiectul numărul 1 privind stabilirea taxelor și impozite și proiectul hotărâre privind rectificarea bugetului și stabilirea taxei de salubritate până în 2024. De trei proiecte, rugăciunea este să începem cu ele, cu cele de proiecte. Da. Pentru doamna a fost care m-a propus ca să mă... Luăm rectificarea, da, și mă dăm o doamnă care avea de să mai aparte. Sunteți de acord? Da, da, da. Invitatul rămân la urmă. Da, sunteți de acord să devansăm proiectele, să schimbăm ordinea de pe ordinea de zi, da? Toată lumea în urmă, da? Ok, mulțumim. Domnul care prezent, vreți să rămâneți în timpul ședinței sau vreți ceva anume de discutat? Salubritatea, domnule. Ah, deci în cele atunci la prioritate. Salubritatea, da. Ok, mulțumim. Păi începem cu punctul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 7 a bugetului local pe anul 2023. Materialul a făcut la mapă, cred că putem trece direct la discuție, este ca să-i mai trebuie citere, nu am să-i uitat. Cred că putem trece direct la discuție, nu sunt mari modificări, se aplică coeficientul de inflație, pe care l-am făcut la... Nu, nu, așa, rectificare. Avem bănuți veniți pe ultima 100 de metri, întrebări subiecte care au apărut între timp, trebuie să rectificate. Mare parte dintre ele vor merge probabil în incidentul anului viitor. Pentru că nu avem necesar să rectificăm. Dar nu e problemă. Asta înseamnă că o să avem mai mulți bani la început, anul viitor, să creionăm ceea ce ne dorim să facem pentru anul 2024. Și cred că trecem direct la discuții. Doamna contabil, dacă sunt prezentat direct de capitolii, ca să ne dezbatem, da? Avem majorare de venituri la 040201 173.000, 040204 30.000, 1102 81.000, dar mai avem și 136.000 veniți pe suplimentari, în total 217.000.
Avem o donație, o sponsorizare mai exact, pentru cadourile copiilor, a elevilor de la școală, în valoare de 15.000 de lei. Am pus subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, că o să dea banii până la sfârșitul anului și trebuie puși pe venituri și pe cheltuie. Și după care majorări de impozite și taxe, bani încasați în plus față de cei bugetați. De la 070101 până la 3606 aveți acolo 171.000 de lei. La partea de cheltuieli, am pus pentru împrejmuiri doar la Pican, pentru că era doar 270.000 și mai trebuia ceva, 50.000. La culti pentru Biserica Pican, 20.000. La drumuri modernizare Metalbac cu Jbic, 75.000. Așa. Aici în parte de cofinanțare, e partea noastră. Da. Tradiții, la tradiții 15.000. Cei care îți veniți din anul 15.000 la buget. Da, și reparație drumului 7.000. Pe partea cealaltă avem ajutoarele sociale în natură, cadourile pusii pe 65.257.15.000. Avem ajutorul social, ajutor pentru încălzire numerar, încălzirea, 80.000. Bunuri și servicii, nouă ne-au venit bani pentru indemnizații persoanei cu handicap. Întrucât noi am pus bani de la noi, odată 104.000 și odată 330.000, adică 434.000, acum banii ăștia ne reîntregim noi suma care am cheltuit-o pentru indemnizații. Nu în totalitate, dar... Și acela este de la distribuții grație pe care am de la mare măgura? Cum? Am văzut că aveți un capitol de extindere sistem de distribuție gaze de prima. 70.271. Da, 70.271. Păi... Da, e strada în capăt, mai trebuie acum zi și bărut să acoperim suma globală pentru... Lucrarea este făcută pentru hotarul. E strada hotarul, e strada hotarul. Lucrarea este făcută, numai nu a fost suma suficientă. Ne referim și la partea de desăvesire, nu? Dacă e prinsă la același capitol, nu? Exact, da. Că e denumirea de reparații, dar acolo sunt bănuță și pentru desăvesire. Și atât vom cheltui banii pentru care am văzut. Păi nu, bine că avem bani prins și dar e nevoie să apelăm la... Da. Până la sfârșitul anului, după aceea, totul este fac zero, adică totul merge în excedent. Aici, păi, dacă rămâne o sumă frumoasă aici, poate eu păstrăm bugetul local de tot. Nu e nevoie dacă să nu știu. Să știu, dar că sunt discuții că s-ar putea tot ce rămâne în mare parte, tot ce rămâne în excedent. E foarte limitat de la problema. Poți să ia guvernul din excedente la fiecare primărie. Cred că sunteți de acord și dumneavoastră pentru anul viitor. Să vă mulțumesc și la frumusețarea, parte din frumusețarea, zic acum, unii care lucrează de astfel, astfel sunt foarte mulți. Suntem deficitat la foarte multe lucruri. De exemplu, la marcaje rutiere, la treceri de pietoni. Exact. Tot ceea ce semnalizare. Mai sunt grobe apărute acolo. Adică se mai prinde la reparații, o parte din reparații și semnalizare rutiere refăcută total în localitate. Corect? Cred că ar trebui că nu avem nici marcaje, nici... Curățenii, și parte din curățenii, v-aș dori pentru punctul excavator să mai pun niște bănuți, luăm o perie despre care tot am vorbit, nu este prea ieftin, vreo 26-30.000 de lei, ceva de genul ăsta. Chiar care e foarte eficient, cel puțin la gânduri, la... Exact, cu care să ne gospodărim să facem bine, să facem bine. Cam asta e. Urmează excavatorul, cred că semnă în contract cu Mântii Crăciun și Arunul, dacă mai zice ceva la fel. Cel contractat din Gaul, care nu a fost la gospodărie. Hai de vezi că sunt gospodării și cu partea asta să avem în vedere locul ăsta. Da, la capitolul ăsta să punem o sumă care s-a nevoie. Exact. Dar la portare și spune odată ce grad de colectare am ajuns? Nu știu, acum am fost sigur să fac. Cred că avem, eu știu, vreo 80. Trebuie să închidem exercițiul. Exact. Știți să spun la trimestru, la 13-a, 16-a, 19-a, 19-a. Sunt
Și pentru că ați amintit de doamna contabil din sponsorizare, chiar aș vrea să mulțumesc firmei Firmir, care ne-a ajutat și anul acesta și anul din urmă ne-a mai ajutat cu sponsorizări. O sumă de 15.000 de lei, pe care am direcționat către cadourile pentru copii, pentru partea de social, pentru persoane care sunt la social, tot pentru niște că știu, produse specifice, de Consiliul Local, pe a 6 care de oameni. Sunt oameni faci. Oameni foarte înțelegători și recolitori, că oameni 15.000 de lei, s-ar putea să dea unul în altă parte, dar iar cât s-au gândit și de anul în localitatea în care urmează să-și întâlne aici la spălătii. Atât. Discuții? Domn primar, chiar dacă nu ne legăm de subiectul... Așa. Am făcut și eu o solicitare acum luna trecută, dacă mai vă aduce să aminte. O solicitare care, bineînțeles, vizează respectarea legii, nu a unei ambiții personale sau eu știu. Și am rugat, dacă se poate, adică dacă se poate, practic e obligatoriu. Doamna contabilă trebuie să ne prezinte execuția bugetară, ca și scrie legea, nu că vreau eu. Da, ce se întâmplă, doamna contabilă? Nu mai considerați că nu mai e cazul să ne prezentați execuția bugetară sau ce se întâmplă? Da, nu am prezentat-o nici anul trecut, niciodată nu m-am solicitat cineva să vină cu execuția bugetară. Și dumneavoastră, eu am primit de la doamna secretară că doamna contabilă, într-un mesaj de pe WhatsApp listat, doamna contabilă să vină în ședință, mă sunt mai multe probleme, mai multe întrebări. Dar acum mi s-a spus cu ce să vin, că veneam cu execuția bugetară listată. La 30 ani. Nu puteți prezenta o execuție bugetară la zi, probabil că nu ai mai dat mai multe. Păi, la luna ianuarie mă facem pe la 31-12. Păi să faci la 31-12. Adică nu trebuie să o fac, o listezi în Ministerul de Finanțe. Ca idee, haideți să revenim la ce facem la vreme. Publică prin Ministerul de Finanțe pentru fiecare mână în parte. Doamna Becean. Deci, din când e Consiliul Local, citiți la articolul 49, trebuie să scrie foarte clar, care e așa cum o fi noi, la Măgura. Îți spune articolele cu codul administrativ care îți respectă, dar nu le respectăm noi Consiliul. Și pentru anul următor, la fiecare de noastră prevăzută în lege, să ne prezentați evidențiul bugetar, că nu cred că e problemă. Nu. Bun. Da, atât, domnule. Mai avem. Alte discuții, vă rog? Nu. Da. Supunem la vot? Cine este pentru? Mă ține? Împotrivă? Nu. Trecem la punctul... 110 proiectul de avizul salubritatea. Da, am zis la salubritatea și după aceea și doamna contabilă aici. Este punctul 6. Punctul 6 e salubritatea. Ați avut materiale de ce este? Ați avut materiale de la mapă. Am constatat foarte multe lucruri, dumneavoastră ne-a studiat dovadă că pe grupul nostru s-au făcut discuții organizate de coagul sau în genul cum au fost creată prietă. Aș vrea să înțelegeți că anul acesta au fost făcut pentru prima dată adevărată pe unul, nu a zis Bacău.
pentru că și dumneavoastră își doresc să avem o taxă de colectare, să colectăm cât mai eficient și cât mai aproape de realitate. Faptul că noi avem niște datorii sau de, la fiecare 31-12 ani rămânem cu datorii pe ani anterior, presupune că nu ne-am, nu ne-am corelat taxa de salubritate așa cum, cum trebuie. Și în colaborare cu dumneavoastră, doamna Zafărea a lucrat de două săptămâni la, la stabilirea taxelor, așa cum, cum prevede cei și cei de la ADIS, pentru ca lucrurile să fie cât de cât aduse aproape de adevăr. Nu știu, dacă sunt discuții pe imaginea proiectului de hotărâri, am văzut chiar propuneri să rămânem undeva la așa, mi-a dorit să scădem la țară sau lucrate, dacă s-ar putea. Dar zi, ce mai... Domnul Vici. Așteptați. Dar cred că va trebui luat în calcul exact ceea ce vă spuneam. Eficiența. Adică nu, nu, nu putem stabili o taxă de salubritate dacă nu destul de realistă, dacă nu luăm toți, toți dacă luăm în calcul toate, toate situațiile anterioare. Care e datoria de la urmă, probabil? În 2020. Vreau să dăm acum la un calcul din ei și ședitorul. Dacă am doar o foaie la calcul, că doamnați și la urmă 417.788 este restanța până la octombrie. Mi-a scos un pic doamna pe luni cât a fost iunie. Iunie 88.000, august aproape 80.000, septembrie, pardon, iunie 88, iulie 80, august 99, septembrie 67. Am făcut noi o medie cu doamna. Să zicem că pe octombrie și pe noiembrie mai vine încă vreo 70.000 fiecare lună, deci plus 140.000 și cu datoria pentru care deja avem somație de la ADIS de 417.788, ar face un total de 557. Avem de plată la sfârșitul estimativ, la sfârșitul 31 decembrie 2023. Adică sumele sunt destul de... Dar au fost și discuții care s-au mai purtat în Consiliul Local. Cu siguranță se va demene, se va înființa o comisie și se va face o verificare internă. Ei vor să fiecare, cel puțin, și vădruți, unii vădruți, unii vădruți, și eu, suntem dispuși să ne luăm câte o zi liberă pe lună. Și cred cu siguranță mai este și doamna Sorina, care are multe disponibilitate și prin rotații. Colegii au făcut lucrul ăsta, la anul ăsta chiar o mare parte din colegi au mers în teren că s-au făcut o conectare a greșelilor. O parte din colegi. E, au ajuns puțin la os. Pentru că diferențele de sume sunt foarte, foarte mari. Și acum vedeți că suntem, suntem în postul, suntem în situația în care era și trebuie o venit cu astăzi m-am auzit, dar de fapt de asta am și inițiat discuții, doar nu m-a spus nimic, el reprezintă o societate pe Plaza Comunei și omul ar trebui să plătească după nou un proiect de hotărâre de 5.000 lei, pentru două magazine. În condițiile în care plătești 480 lei anul ăsta, pentru patru angajați.
de la el de la 480 de lei, ajunge la 5.000 lei de plată. Mai sunt și chiriile, și chiriile. De exemplu, și eu, ce faci? Da, dar la 380 la Deci este o ordonanță 71 din 2020, undeva prin octombrie, când ne anunța clar că din 2024 se va întâmpla. Vă aduceți aminte, a fost proiectul ăla, când v-am spus de atunci. Atunci este care a fost la da. Mult mai puțin și s-a luat la urmă. Eu zic așa. Nu, ordinar. Ordinar în 2020. La taxe nu putem la aceasta, la acest stabilități, că nu putem umpla. La ce? Undeva la 1000 lei pentru magazin, nu este urmă. Nu este mult. Gândiți-vă cum trebuie să adunăm bani. Da, da. Eu punem 1000 de lei la magazin, adică dacă 100 de metri pătrați. Eu mă gândesc așa. 20 de metri pătrați, sunt adevăr, sunt foarte mulți. Camera asta cred că are 50 de metri pătrați. Are 20 de metri pătrați, e cât un garaj, să zic. Haideți să mărim un pic suprafața pentru magazinul ăsta. La 20 de metri pătrați, într-adevăr, pe care este prea atrizat. Tot plătim, măi, se aducă sați, se aducă tot, podul de bani, tot cât acum ăsta, că ucim guvernul, noi plătim noi. Iar noi trebuie să stăm la rând, să ne vină banii, că nu ne trimite guvernul. Vediți-vă că, cu siguranță, cantitatea de ieșiri nu vă rog, mai sunt oameni gravi. Eu vreau să întreb așa, dacă ați întrebat, ce se întâmplă cu... Plătești cât arunci conform 8.92 din 2021. Ce s-a făcut? Cum s-a aplicat și de când? Deci s-a aplicat în condiții din care vom avea probleme în toată localitatea. Păi solicitarea noastră este aici pentru elemente, dar vreți. Către Iadiș și către Soma să ne plătezi cu pubere, pentru că altfel nu putem aplica plătești cât anume. Pentru că ei vin cu un cod de bani, o distribuie la primărie, noi avem obligația să mergem la fiecare contribuabil să-i aplicăm acel cod de bani pe pubera neagră. Și are dreptul la 36 de descărcări, adică tot în ideea reducerii cantității. Aici, cu 36 de descărcări, dacă votăm 36 de descărcări, pentru că adisul sau adibul ne recomandă 24 sau 36? 36, eu zic 36. Am rămas 36 în discuția. 36 de descărcări, pentru că... Să știți că sunt persoane care scot un cupel și sunt persoane care scot 3 pe săptămână. Nu-i corect să plătească. Nu, după aceea ce aici va fi diferența. Aici va fi diferența, dar nu ai ce face. Foarte simplu. Le luăm banii din buzunar oamenilor acum. Cum va funcționa? La fel. Va funcționa când vom avea primere, după de. Nu vom avea primere în toată localitatea, la fel de mobilitate, transportul din mare pe strată. Și am luat firmă printr-un cititor, ca să știi că la primărie. Deci am fost la ședință cu domnul primar la Agis, când domnul primar în noiembrie, în sfârșit, da. Și ne-a prezentat tot sistemul ăsta, plătești cât arunci, intră pilot 5 comune,
prima dată și după aia au și mai au licitații pentru 20 și ceva de comuni, spuneam, da. Nu? Nu. Primele 5, în tranșe, da. În tranșe... Da. Și au făcut, nu avem pubele, au făcut licitație și au zis că din ianuarie o să înceapă să aducă pubele pentru toată lumea, să va vine cu odivara. Am înțeles că pubelele astea, dar n-am avut curiozitatea să mă urc. Au deja locaș pentru... Pentru ce? Pentru un cod de bare. Ideea e că noi putem arunca cât dorim noi, nu-i problemă, inclusiv trei pubele, cum ziceți, dar în momentul în care s-au închis acele 36 pe taxa obișnuită, vom trece la suprataxă 20 de lei per aruncare, per pubele. Adică cei care nu au 36 de... Ce fac? Le-a luat banii dinainte. Da, alea sunt deocamdată la primărie. Nu se plătesc de fracție. Nu se plătesc de fracție. Și un aspect important, că legea nu permite altfel. Mașina va trece de 4 ori pe lună. Adică, pardon, fiecare săptămână, când nu ai voie altfel. Dar tu poți să arunci sau nu? Deci dai idei odată pe lună, e bine să nu scoți bine. Nu scoți pubela, da. Eu știu, te gospodărești, chiar trebuie ce faci cu toată ca să nu... A trebuit și o lăsați mare. S-a pus problema că arunci, adică plătești cât arunci. Da? S-a spus, cu cât scade ce vei arunca, cu atât taxa va fi mai mică. Noi acum vorbim să mărim taxa, de ce? Eu trebuie să urmăresc în teren, să văd ce arunc și cât arunc. Păi n-ați fost de acord să urmărim. Păi, cum? N-ați fost de acord să urmărim. Cu urmăritul. Cu urmăritul, ba da, dar noi avem și domnul vici primar. Eu mă transform acum un glicol care îți face ceva din vici primar. Asta nu să vă spun. Noi trebuie să urmărim ce aruncăm. Să vedem ce trebuie să punem în pubela neagră. La, o să plătim 50 de lei. Dom'le, așa, noi trebuie să plătim cât mai puțin. Când vom plăti cât mai puțin, nu mai avem nici de la 80 la 160. Taxa mărită. Pentru că noi nu am mers în teren ca să facem o colectare selectivă a deșeurilor. Și s-a pus în pubela neagră ceea ce nu trebuia să pun. Și să pun în continuare. De ce? Pentru că cineva care trebuia să-și facă treaba în primărie, nu și-a făcut-o. Nu trebuie să facem acum comisioare, ăla, să preluăm sarcinile cuiva, ca să salvăm situația. Vedem care e vinovatul, îl acționăm în judecată, dacă e cazul, vinovat și plătește din cauza ta, unde ne-a ajuns să ne facem. Despre asta e vorba. Iar la capitolul societăți comerciale, trebuie ca să fim foarte echilibrați aici. Într-adevăr, noi plătim mult. Dar nu trebuie, nu mergem acum să ne frângem capul, gâtul, mâna, să nu mai doar unul cu oameni să trăiască. Trebuie să fim cerebrali. Nu ne repezim, adică să căutăm bani, ne achităm datorii. Hai să plătăm o gradă, dar unde e vina mea aici? De acord cu ce spuneți dumneavoastră, vă mai repet încă o dată, astea taxe făcute exact ce am trebuit să colectăm ca să se apropie în clinică de țintă. Domnul primar, 20 de metri, lăsați-mă, 20 de metri pătrați este magazin. Adevărat, nu există magazin 20 de metri pătrați. Domnul primar, nu ce mai vreau din viața voastră, va trebui să stabilim exact limita până la care 2003 și limita pisticare 2003 sau ceea ce. V-am spus cu ce trebuie să se metrii pătrați a unei societăți comerciale influențează cantitatea de gunoi predate? Niciodată. Niciodată. Nu, nu poate una respecte, nu poate una suprafață, respecte volum de marcă vădută sau deșeurile rezultate din... Eu la capitolul societăți comerciale n-am terminat, la capitolul societăți comerciale, pe când eram de funcționam ca viceprimar, știu că a fost o perioadă când o parte din societăți au avut contracte direct cu soma. Cu soma.
să le analizăm. Când au văzut că ei au probleme cu soma la nivelul părților, și știți ce s-a întâmplat, au revenit iar la noi pentru că le convenea situația. Și să luăm capul numărul de persoane pe care le aveam angajat în firma respectivă, nu-i așa? Nu v-ați să închide? Le spun eu, le știu. Dar nu societățile au hotărât să întoarcă la primărie. Bă, da. Să mai fie cu soma contractului. Ei s-au pus acolo, au analizat, băi, dar stai pe cu tine, plătesc foarte mult, mă întorc înapoi la primărie. Vorbesc în cunoștință de cauză. Am înțeles. Mulțumesc, domnule președinte. Cu plăcere. O precizare la materiale. Dacă vă uitați un pic chiar pe raportul referatul de aprobare a domnului primar, zice, exemple de unități specifice și indici de producție conform legii. Deci nu este inventat de cineva. Dacă ne apucăm să facem calculul la metri pătrați, la kilograme, să vedeți acolo taxe. Adică, sute de mâini. Păi, prin lege, da? Adică, nu este ce s-a calculat și domnul primar, cum a văzut, nu este chiar așa. Dacă mergem la metri pătrați, cât o gândi legiuitorul, prin domenii de activitate, pe astea, e greu de imaginat. A calculat în mod eronat 144 de lei pe persoană angajată la un magazin, la dispensierul și un magazin are maxim 2 angajați. Nu știu cum singur angajați, 3 angajați. Păi nu-i posibil să plătească un magazin 5-600 de lei pe an. Asta nu mă angajați. Noi putem să ne încadrăm la 100 de metri pătrați, de exemplu, să punem, dacă legea te îngrădește, nu? Nu, îți demonstrează prin calcule exacte, da, făcute de specialiști, cam cât se produce. Noi stabilim ca să nu fie împovărător pentru oameni, dar să fie și acoperitor pentru taxa care avem plătit. Adică nu este exagerat, ci... Deci, ce-a pus domnul primar aici? La 20 de aici, la 100 de aici. E făcut în baza unui studiu, făcut la nivel de aici. Dar s-a făcut studiu înainte de aparatul. A primit direct de la artist, comunicat, spune, atâta cu noi ai, atâta taxă trebuie să încasezi ca să acoperi, înțelegeți? Ori noi trebuie să ne plăm exact în taxele alea, pentru că altfel va trebui să găsim soluții. Domnul Vieraș, haideți să înțelegeți un pic, da? Va trebui să găsim soluții de mâine. E o falsă idee că omul plătește 120 sau 140 de lei pe an și nu plătește și alte sume. Va trebui să dăm bani din buget, dar tot din banii dumneavoastră. Dacă nu-i plătim, aici plătim tot din banii dumneavoastră. Dacă eu, la noi se recinează acum mai mult, v-am spus, v-am explicat. Pentru că nu există acasă, cine e rom, care o să iei din Maria. Nu sunt. Restul, vine altă firmă și mea. Nu l-am luat și pe nefătiri, ca să trebuie să înțelegeți. Și am găsit bunii și să se acoperim. Am înțeles că aveți contract separat? Da, există contract separat, să faci final. O secundă, vă rog, că avem un proiectul de hotărâre fundamentare clar cu cifre pe baza anului 2023. Și avem aici clar, pentru persoane fizice, 4320 de persoane, avem un cost de 653.000 de lei. Asta înseamnă 12,70 de lei pe lună. Real, pe 2023. Astea sunt cifrele. Și pentru persoane juridice, probabil restul coeficientul 25%, care este 220.000 de lei. Deci, bine, aceste taxe s-au fost raportate la ceea ce s-au văzut în teren în 2023. Pentru care s-au făcut. Exact, corect? Dacă dar întrebarea mea este... Economia a circulat 20 lei plus pe tonă. Exact. Care e problema? Nu mai este plus, dar tone, 80 de lei, s-a dat la ceea ce s-a făcut în 2023. Corect. Deci vă dați seama, dacă noi scădem, adică doamna Zaharia ne poate spune, unde se poate interveni și cât ca noi să păstrăm măcar în 2024 nivelul caselor, să acoperim un an ca 2023? Că dacă scădem, asta înseamnă că ne asumăm că 2024 se va colecta mai puțin cu noi menajeri și care sunt măsurile ca să colectăm mai puțin, pentru că deja e fundamentat prin niște date reale din 2023. Eu zic așa, că nu avem transa făcută în localității noastre. Dați-i, da, să spunem cum e domnul Vieraș, care s-a învenit atât de consistentă durat de zile, încât să, eu știu, să-și poată permite să plătească taxe de 5-6 mii, 10 mii de lei. E mult, e adevărat. E mult, iar trebuie să venim și să ne gândim și la ceea ce produc de avut și la nivelul la care lucrează. Sunt chioșcuri până la urmă de localitate. Nu-i cum. Eu știu,
deservesc acolo 100-200 de familii, din zonă. Și va trebui să ne ridicăm rezistentică aici, de la 20 de metri pătrați, până unii mergi cu 10, cu 1000 de lei. Să prindem toate modalele. Domnul președinte, dar am o reacție de jos. Adică hai să respectăm. Dacă nu, atunci vă lăsați să vorbați. Deci, dragi colegi, domnule președinte, dragi colegi, am formulat un amendament. Vă rog să-l citiți, sau dacă vreți să citeți. Eu și mai vă spun de ce am zis așa. Am zis pentru persoanele fizice să rămână, să rămână la nivelul taxa de salubrizare la nivelul anului 2023, pentru că și așa mai de capul lor vin la primărie și plâng mai multe persoane la vârstă și așa mai departe, care chiar problema nu va acolo. Noi avem doar 4.320 care plătesc impostul. Problema pentru în comună mă duc să aproape 6.000. Deci 30%, 33% nu plătesc. Că nu sunt aici, că nu sunt acolo, că nu plec acolo, că nu stau acolo. Asta e numai de dacă noi aș fi colectat de la mai multe persoane, taxa ar scădea. Sau calitate mai mică de dură. Da? Doi. Asta cum se face? Pentru mărirea taxelor, premiul de identificare a persoanei care nu plătesc. Dar nu am, vă rog, dați-mi. Dar vă rog să mă răspundeți. Nu, vă rog să mă răspundeți. Mai spun ce nu am făcut până la urmă. Nu știu primar, mai spun. Da. Cum vă aveți societate? Cum vă aveți societate în comună? Nu te arătați. Vă rog, așteptați-mi, așteptați-mi. Dar nu vreau să vă patiți. Pentru persoanele fizice, pentru persoane fizice, juridice, de exemplu, magazine care este foarte mare taxă de așa cum 20 așa. Eu susțin propunerea colegului. Nu mai pic, vă rog, lăsați-vă să vorbesc. Ai societate, o greșe. Ce? Nu am nicio societate. Ok. Noi de la mine, noi de la mine. Dacă nu, nu am nicio societate. Da. Așa. Eu zic, pentru magazinele acolo trebuie să ne gândim, nu că este domnul Vera sau altul, nu știu ce, dar e, ne ajută, pentru că e produs cu noi reciclabil, care ne ajută la diferența de preț, pentru că cu cât reciclam, cu cât scade taxa de salubrizare. Deci nu mai ești problemă. Problema este, dacă vreți, vă spun unde este problema. Cum este principiul, el plăta pentru o singură persoană și de două ori pe luna, el lua minut câte 3 tombelane. Acolo este problema. Acolo trebuie să punem taxa pe scaun. Taxa pe scaun. Pentru că el are și în restaurant, și în restaurant are scaune, are și pe terasă. Da? Deci ce? Și el plătește pentru o singură persoană. Producea, nu. Știți, el nu reciclează. Toate restaurantele sunt la fel. Mai este... La camerie din bătrân. La camerie din bătrân, taxa era pe numărul de angajați. Și nu cred că este corect. Normal, trebuie să fie taxa de 4. Așa e trecut în bătrân. Acum este așa. La imediat. Dar nu explic. Nu, eu am spus, am venit. Acum, dacă vreți bătrân, și vă spun așa. Vă repetea. Noi avem 5.000 de atât datorii, vreau să ne spui să rezistă aici că noi ar trebui să vedem taxa de salubritate. Vedeți că nu e inconvenit să spăresc taxa de salubritate sau oamenii ăștia. Vorbim discuții. Dar vreți să ajungă la cineva domnul Brăscu, poate ineficiența privată. Dar fă un cu de treabă. Ați urmat cumva dumneavoastră, ați venit cu opinia și ați spus, domnule, am reușit să scap cu două ori în calitate de drept. Da, domnul primar, am reușit. Mai este nevoie de prezența doamnei contabil, că pierd din clobuzie aproape 5? Nu? Nu? Dar 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 nu? Deci se lucrează. Dacă nu-i gata, dar eu n-am terminat, vă rog să supuneți. Vă rog să supuneți la vot. Amendamentul meu.
Eu am o întrebare. Da, da, spune. Pentru domnul viceprimar, că a formulat acest amendament. Noi am făcut niște statistici mergând pe teren. Cu biful la fiecare număr de poartă, câte tomberoane au scos. În felul ăsta se puteau depista cei care nu plătesc cu noi, da? Ce s-au făcut? Ce s-au făcut? Care e efectul acelor patru... O lună de zile am umblat de dimineață. Am identificat. Dați-mi și mie, spuneți-mi și mie. Și-a spus că o treime nu plătesc. M-ați întrebat? Da, da, da. De exemplu, lângă Mai Bolu este un domn creștian care nu plătesc să plătesc. Și ca el sunt mai mulți, da? De exemplu, sus acolo, în vederea domnul Lilian, este unul care închirea casă și sunt acolo cu 15-16 chiriași, care pe oricum nu ne-a venit la greu, ați văzut fie nu știu care. Fiu, ce să mă duc? M-am dus, am informat, mai mult, de aici încolo treabă... Domnul Dici, v-am ascultat. Eu știu, dumneavoastră ați avut materialele, le-ați citit. Nu știu dacă ați zis asta sau nu. Nu știu dacă ați zis asta. Că, de fapt, taxa de salubritate care o discutăm noi, cea care e propusă aici. De 20 de lei. Să adaugă la aia subvenții din 8 lei pe lună de persoană. Da, asta a zis exact. Asta a zis. Adică are reprezentat. 8 lei din lună, pașul cu ce are și persoane fizici cu 12 lei. Despre ce vorbeam? Adică subvenționăm deja cu 8 lei pentru fiecare persoană. Mă repet. Este și cineva doar. Nu-i corect nicio asta să subvenționeze. Adică avem o subvenție din 414.720 ani, care vine din partea Consiliului Local, din partea bugetului local. Adică aici e problema pe care vreau să o vedeți și dumneavoastră, îți facem front comun cu toți, îți găsim soluții. Așa că vrem taxa ta anul trecut, eu aș vrea mai puțin, eu vreau 100 de lei, nu 223. Dar cum, fizic, practic, cum o facem? De unul în bani, oameni buni. Că aia e problema, care poate fi toți și nevoie. Și vrea cineva să mărească taxa, Doamne ferește! Dar suntem în situația asta. Sunt localități, într-adevăr, sute, care au rămas la taxă. Dar de ce? Dar de ce? Eu am spus cantitatea de noi, nu au probleme, nu au facturi restante. Noi avem facturi restante. Aici trebuie lucrat. Trebuie lucrat cu omul, trebuie discutat cu el, să înțeleagă, este necesar să facă reciclare sau dacă nu, se reducă cantitatea de noi. Nu mai mături frate că-i încurte și pui la pubel. Nu mai avem nu știu ce gunoaie, nu știu ce verzături, roșii, murături. Alea nu se pun acolo. Oricare plin, cu ducetul. Alea sunt zdrobitoare. Fiecare trebuie să gândească cu o tonă de gunoi dus, aproape costă bani. Costă bani. Suntem într-o situație, suntem într-o situație fără ieșire, dacă vreți. Adică noi subvenționăm cu 8 lei de persoană și trebuie să scădem taxa de salubritate. Unde e logica? Unde e logica? Nu, mai degrabă în plus trebuie să avem acțiuni, cum am avut în luna aprilie, pentru că rezultatul acțiunii din teren a Consiliului Local în aprilie a dus la scăderea facturii. Deci, munca din teren s-a văzut în factura. Care îi dă din mână și îi faci ție, adică nu o spune. Hai să-i lumim, dacă o să-i lumim, dar nu se-a mers. O soluție la problema asta, părerea mea, era dacă dosarul ăla care l-am avut eu în unul de zile, când am umblat prin sat, noi am scris la fiecare stat în parte, la fiecare număr în parte, câte pubele s-au scos. Dacă cineva a luat doar o pagină de zi și vedea la familia Mântarea, de pe numărul cu care s-au scos 4 pubele, dar plătește o persoană, puneai semn de întrebare și duceai și găseai o soluție. Nu s-a luat. O pagină pe zi, am scris un dosar întreg. Nu l-a luat nimeni în considerare. Mur în gură. Asta nu-i bine, treabă făcută pusă prin noapță. Asta nu-i bine. Problema nu sunt la 4 magazin cât sunt prin ața comunii. Corect. 4 magazin mașinate. Nu, la populație. La populație. La populație. Nu facem nimic cu cât e magazin. Să o facem. Eu propun așa, la 20 de metri, o ducem la 100 de metri pătrați și o lăsăm așa. Dar mai puțin de 10.000 de 1.000 de lei, nu cred că există oamenii și posibil să gândim cu un magazin 4 metri în spate. Deci, mă repet. Bă, repet, poate n-ar trebui să lucrul ăsta. În mod eronat și nesosificat și fără o bază solidă, domnul, și fără o bază solidă, am stăcut 244 de lei de angajat, de considerentul că îi găsim în episod, angajați-l în magazin. Câți angajați cu asta de ei, să-i angajați cu oameni. 4 angajați. Ori 144 de lei, 144.
disociezi pe asta. Deci îl ducem la 100 de metri pătrat și după aia proporțional poate și ceva tot se reportează în sus. Domn primar, da. Chiar poate să nu era și părerea. Și acum aici văd că vă impune, ia preț la, la 21 de metri la... Eu zis, la până la 100, zis. Până la 100, da. Ce-ți lași pe măsulare? Eu zis 1000 până la 100. Treci de 100, 3000, treci de 150, hai nu stau, treci de 150, 4000 sau cum? Cum vă gândiți? De 120? Asta era ideea, așa să rămân într-o sută. 2000 de metri, ce la ce ne până într-o sută de metri pătrați? Și apoi ce este 100 de metri? Să vă mulțumim de metri. Notați amendamentul, doamnă secretar. Domnul primar, a propus și amendamentul, da, să-i combinat. Hai, da. Eu cred că amendamentul este primar. Da, nu, 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 lăsați-mi doamne acolo de amendamente, neamendamente. Haideți să calculăm cu toții. Să le știți sprijinul oamenii ăștia, dar să treabă. Am luat și taxa la bugetul. 1000 de lei, da? Și restul rămâne în sumă. Păi da, nu, că avem restul este... Este 100. Este 100 cât? Este 100 trece 3 la 3000. Am rămânit la mai trebuie să nu toată ea. Și ce fiți 120 la 4000 sau cum se face? Să țin plaza să fie mai departe, nu? 150. 150. 150, 4000. Da. Haideți să nu facem așa. Deci 100, de la 100 la 150 ca să mă numesc. Ca să nu-și poate bani care... Domnul Pieraș. Bob cu Bob, nu avem încotro. Dumneavoastră l-a asistat la toată discuția noastră aici și vedeți și dumneavoastră în ce, în ce situații suntem. Pentru că tot am lucrat cu ei. De la 150, de la 150, de la 100 la 150, 3000 de lei. Și peste 150? Pentru și 4000 de lei. Mai mare de 150. Făcând un calcul la o familie de 4 persoane, plătește pe an exact cât un magazin. Faceți balanța... Nu ai pus și subiecția care am adăugat. Faceți balanța și cred că este echitabil. De ce vedeți magazinul mare vreo lucrător de restul de cartele cu mete? Cu belă neagră? Nu. O familie cu 4 sau 6 persoane produce mai mult rest menajer cu mete decât produce un spațiu de drag. Nu mai mult. Nu mai mult. Dar nu mai mult. Vreau să vă spun ce până la urmă face și eu o comparație. La un magazin plătesc 1000 de lei și eu plătesc la altul persoană 1000 de lei. Adică, gândiți-vă și la lucrul ăsta. Oamenii gândesc la modul, domnul Vieraș are o activitate comercială, tot care trebuie. Rentabil. Deci, și cum am vrea să spun, băi, nu este muncit ca fecea. Ei, da. Percepția cam așa, adică nu putem să punem un mesaj de un magazin. Și cu o familie cu toate persoane care îi plătește, zicem, aceeași sumă. Eu zic că e echitabil, e bine. E foarte bine.
Și încercați să faceți cum, să facem cum au făcut alte localități, pentru că a crescut foarte mult reciclatul. Că mai este până la returul să ajungem noi la nivelul în care să nu mai avem pierdut, da? Au crescut foarte mult cantitatea de reciclabil, au depășit cota alocată pe comunale, n-am ajuns la cota noastră, suntem, mai avem de grabă. Ca să, atunci fiind bancul minus în bugetul local, trebuie să scade din taxă, primim bani. Da? Și atunci vom putea scădea la anul, în 2025, să scădem taxa asta. Am asistat la ședința, n-am agenda să vă aveți doar în trebuie mai puțin menajer. Ca să faci cât mai puțin menajer. Monitorizat cu bine, că altfel n-ai. Aveți dreptate. Avem teren când se trimit bine dați. Eu vă zic tehnic. Sunt lui care m-aș treaba șoferului. Ce faci? Salut! Salut! Domnul Dăscălescu, vă rog să șupai unul la tatăl. Da, mulțumesc. Doamna secretară, un element, un termen nou, codul din bani. Să înțeleg că aduc alte tomberoane. Nu. Păi, stai tu bine. Au ele. El o are. Stai tu bine, vorbim. Sunt o cetățen care ceva nu au o tomberoane în ei. Asta am licitația anuală și nu mai aduc tomberoane pentru toată lumea. Păi, toată lumea. Tomberoane de zi, tu să zic că aduc. Nu știu, nu poate să zic că aduc. Deci, fac licitația. Asta ne-a zis în noiembrie că din ianuarie vor începe să mai dea putere. Ce s-a zis? Și a fost chestiune. În urma acțiunilor care au fost din partea colegilor, din partea primării, a chestiune. Ce s-a fost dat? A scăzut? A scăzut contract. Păi v-am spus, în septembrie 67.000, în august 99. Și în aprilie? În septembrie. Și în aprilie? Aprilie era cu 46 mai mic. Mai mic. Dacă nu spuneam că noi nu scoteam, dar n-am spus. Deci, atunci, de-a întâlnirea, este singura care poate duce la scăderea atâtății de bună. Pentru că aici avem probleme. Sunt atâtea de bani. 1000 de tone din luna, o să apăt la bani. Dar pentru asta ar trebui, pentru luna ianuarie, să facem o programare. Cine poate cu noi, cine poate cu noi. Mașina asta de cu noi, mă spunea să vorbim. Mașina asta de cu noi, care vin ele și selectează cu noi. Da. Cum se procedează cu ele? Cum? Adică tu nu știu ce tonaje dă ei la zi, la lună, la cum se merge? Păi tu de două ori pe lună. Am domnit, dar vreau să spun un lucru. Sunt cântărește unii. Dacă boală de acolo? Da, e costuri. Cântărită? Dacă boală cântărită, nu? Ar trebui să vină boală cu mână și la descărcare. Da, Jo, doar, haide să vă spun eu. Mașina vine aici, da? O verific eu, dacă sunt, dacă nu, eu o să vine acolo să-mi pune. Nu, 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 a fost și cu doamna Băiceam acolo, problema este... În timpul colectării problema. Nu s-a practicat să dăm mare raportul cu... După aia... Deci rapoartele de primitire la primărie. Poate fi o luna august am avut 147 de tone din noi. Și a de gândire că așa. Au de tone din noi. Sau ce faceți? Sunt o care nu puteți domnul prestat, vă rog. Ca să-i răspund colegului care avea o dilemă și... Deci un an nu am cu nicio societate comercială. Dacă vă referiți la salonul Tifotul Plus, este o chestie pur artistică. Acolo nu se încasează doamna, nu se face nimic. Este o chestie exact ca la terenul cultural. Vin artiști, vin spectatori, văd. Dacă acest răspuns vă este să mulțumesc. Mulțumesc. Bun, dacă mai sunt 22 de ani pe la poșa. Asta, da, da. Pe marginea, pe marginea. Da, da, da. Pe ringul. Amendamentul. O să dimergem la pas. Păi, dați-mi ai la cine. Dragi colegi, alte discuții, dragi mai sunt. Nu mai. Haideți să vă spun. Șoferii, de exemplu, la Soma, am făcut și altă dată, avem așa, când merg într-un traseu, nu se îngrupă, sunt patru mașini, ca să înțelegeți care vin, la luminajul. Poți să merg într-un traseu sau merg cu mașina unde mi se pare ceva, îi pun Corina și șoferul, trebuie să respecte. Eu mă
întorc înapoi. De exemplu, am văzut că i-am pus pulina la unii șofer și în octombrie și am scăzut toată cantitatea, că era 1720 de kilograme și am făcut adresa către ADIS, vă rog să luați în considerare toate cantitățile, mai puțin cantitatea de 1720 de kilograme, da? Și am dat și data și așa. Și vom plăti cu mai puțin cu 1720. Bun, dacă nu aveți dat de sus, da. Nu se poate mări frecvența ridicării gunoiului reciclabil și poate atunci nu s-ar mai scoate tubela neagră? Da, au încercat programul acela. Asta, 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 pe data de luni era mașina care ridică gunoiul din agenții la societăți. Am zis că societățile normal ar trebui să producă mai mult gunoi reciclabil, zi? Și atunci am avut împreună cu domnul Ana hotărât că luni mașina de gunoi care vine luni să ridice gunoiul reciclabil, ca să creștem volumul de reciclabil, da? Și uite așa, acum crescând volumul de reciclabil, omul are tomberonul galben sau nu știu, sau de exemplu la blocuri, da? Ei, având tomberoanele goale, nu mai aruncă totul acolo la menajeri, care vineau o singură dată. Deci asta este una dintre semnul, pentru că așa era semnat contract. În același timp, reversul medaliei pentru noi va fi că riscatul va scădea și automat banii care se întorc la noi. Deci a crescut economia circulantă, lăsați-mă un pic, de-o crescut economia circulantă, 80 de plată, ne scade reciclabilul, deci noi banii trebuie să mai scădem la taxa de gunoi. Adică nu, singura metodă e să scădem pe la jer. Haideți să luăm pe puncte. Domnul viceprimar a propus ca persoanele fizice să rămână la nivelul 2023. Dar nu e 2023 cu o prei subvenționat? Păi nu, la nivelul 2023 înseamnă să lăsăm cum a fost. Fără subvenție. Nu. Noi avem taxa de 20 de lei stabilită, nu? Să facem, noi stabilim taxa. 20 de lei de persoană pe lună. Că din ăștia 20 de lei, eu plătesc 8 lei subvenție. Și 8 lei de mai bine. Da, e altceva, dar eu trebuie să stabilesc taxa întâi și după aia să o subvenționez. Nu invers. Fără plafonare de persoane? Fără? Fără plafonare de persoane? Da, plafonăm în continuare. Da. Nu cumpărăm necălciții care au funcționat. La scris.
20 de lei pe lună, da. 8 lei subvenționat. 8 lei subvenționat, da. Nu vorbim de subvenții, dacă e vorba de anumite ori. Vorbim de 20 de lei pe lună cu subvenții, cu totul, da? Cine este pentru? Că luăm pe bucățele. Proiectul de hotărâre depus de domnul primar. 20 de lei pe lună de persoană. Da? Subvenții de bucățele. Vorbim de persoane fizice. Persoane fizice, vorbim pe amendament. Vorbim de subvenții, nu? Bun. Deci nu mai discutăm de amendamentul primul al domnului Vici. Abținem la 20? Bădesc că da, domnul Palau. Deci rămâne la persoane fizice cu domnul primar. Nu iese la socoteală. Împotrivă? Nu. Deci avem 13 plus 2 abține. Nu s-a pus. Bun. Haideți să luăm următorul. Pentru persoanele juridice, aici, la, în amendament, domnul vice a propus 1000 de lei, indiferent de suprafață. Domnul primar a venit cu precizări ca inițiator la proiectul de hotărâre să se meargă, mai spuneți o dată, domnul primar, să mă văd. Până la 100 de metri pătrați. Deci până la 100, 1000 de lei, da? De la 100 la 153, la 350, ce este de acord cu această modificare făcută pe proiectul de hotărâre de domnul primar? A, cu suprafețele. Cu suprafețele? Cu cetățile, dar te rog cum este cazul meu, nu este modificat. Nu. Deci nu are modificare. Nu, nu este modificat. Cine se abține? Tu mai nu ești, nu? Dacă poate trebuie să dea acord cu propunerea domnului primar, înseamnă că pentru orice suprafață de 1000 domnului primar, merge amendamentul. 3. Agenții economici, de exemplu, restaurantele, să fie taxate pe scaun și pe numărul de angajați. Nu pe numărul de angajați. Și nu pe numărul de angajați, cum a fost până acum. Propunerea domnului primar. Mergem la domnul primar restaurante. Deschideți-vă. La restaurant, 500 de metri, 500 de metri, 10 mii gram, peste 1000 de metri, 20 de mii de gram. Și la hotelurile de pe locuri? Care ar fi socială? Care ar fi la 50 de metri, peste 10 mii de locuri, 10 mii. Două. Caroșul și el. Asta e. Caroșul și el. Și asta e. E la altul. Activități recreative. Nu, dar și mâncarea. Face și mâncarea. El nu s-a pus la pe restaurant. Da, să vă spun. Este o șmecherie, pentru că el nu s-a autorizat, mai încheiază la unul care face acolo. Adică noi trebuie să pregătim. Acela a venit. Nu face mâncarea. Nu știu, eu nu știu. Noi trebuie să facem. Așa vrei. Să nu lăsăm loc de interpretare. Adică nu lăsăm, domnul vice. El s-a autorizează pe activități recreative, pe aia rămâne autorizat. Dacă închiriază vreo bucată de restaurant sau ceva, ăla care vine trebuie să autorizeze separat și va merge de restaurant. La Metalbacul cum plătește? Cum? Metalbacul cum plătește? La Metalbacul nu intră la restaurant. La Metalbacul separat. Aveți restaurant separat. La juridice. La juridice o fac de 260 de lei. Alte activități. Am încercat cât de cât să le clarific așa pe obiecte de activitate în funcție de specificul nostru. Ce autorizăm la noi? Dar ce avem autorizație? Și la alte activități o să intre. Farmacii, cabinete medicale, reparații auto, deci membrane. Și alte activități. Nu sunt, dar nu mai bine. La mea secretară, vă spun eu de
ce am zis pe numărul de scaune, pentru că doar persoanele care vin, la, de exemplu, la un salon de nunți, la o chestie, acele persoane sunt generatoare de așa. Poate omul are 50 de persoane și are 2 mm grădina sau parcare sau nu știu. Și nu poți să fii la metri pătrați. Adică, că nu metri pătrați pe locul noi. Nu metri pătrați pe locul noi. Da. Terasa e asemănată la restaurant. Da. Se ia în cap. Da, se terasa cu partea de separată, masă, nu cu... Da. Terasa. Terasa plătește, din câte știu eu, plătește impozit în perioada când funcționează, în perioada de vară. Da. Bun. Ia un impozit. Depinde de când funcționează. Păi da. Din aprilie până în noiembrie sau octombrie. Aia e n-ai liber, adică aia care s-a cumplit. E altă activitate. Aia e restaurant, nu? Terasă. Frate și abuzente și plinia asta. Bun. Și altă discuție de amendament a fost pe număr de 4. Dar asta este propunerea domnului. E din proiectul de hotărâre. Am înțeles. Am terminat toate punctele pe amendament. Acum și... O întrebare la cum vă supărați. Atenție, într-o societate care e și restaurant, este și hotel. Ei plătesc restaurantul separat și chiar dacă sunt sub aceeași societate comercială? Se calculează la taxa de salubritate în funcție de ce au. De activitate. Ce e mai mult separat? Păi nu, sunt vezi cu... Păi nu, stați o bine. Nu e autorizat, nu s-au trei activități. Bun, eu am întrebare, că s-a nezis pentru ocuparea care a spus numărul, când ați voie, vă rog, am văzut să se plătesc. Vreți plecat? Știți că săptămâna are și vreau să plătesc. Să presupunem că un camin care, nu vreau să zic, care e autorizat pentru un număr de 4. Cine verifică dacă nu are mai multe, poate noi putem verifica? Ajupisul. Ajupisul este. Ajupisul vine la 2-3 luni încolo. Sunt mari producători și am zis cu mari producători de deșeuri. Cantități mari. Și ai specific, foarte interesant. Până acum, mă angajam ca acolo, la numărul de angajat. Și nu știu, vrei să vorbești cu mulți. Mai ales că noi, anul lunar, la mare parte dintre ei, sunt subvenționat din bugetul local. O anumită parte din taxă pentru... Ajungem la întregul proiect. Eu sunt o mare, dacă plătesc 260 de bani acolo, 280, 263 de bani pentru un an de zi. Eu zic că nu e o sumă mare. Deși se produce foarte mult. Se produce foarte mult din noi. Gândiți că am bani la trebuie de bine. Ca să ne trebuie la fel de materialii și eu. Am experiența cum de noastră obținut. Povărează. Și nu l-am luat activitatea de studiu de ani. Da, dar e o afacere de business. Da? E o afacere de business. Cine este pentru? Varianta finală cu amendament.
Nu votează domnul Ciocan și doamna director nu votează, că e doamna principală, da? Împotriva? Abține? Două, da? Hai să trecem mai departe. La care de ce? La taxe și impozite. Și după aia... Ce mă lec? Numărul 1. Numărul 1. Asta adică începe prin început. Da. Să trec prin pământ cu mine și din zi. Nu mai răspunde la telefon. Hai de ia geaca înapoi. Nu mai de la asta, la mine, atrag să vă știe, pe cât doar voi eficientul de inflație, și dați să te obligați cu lege să nu e obligatoriu, domnul. Trece mai departe, domnul președinte, ca să vă ajungem acasă. De la taxe și impozite. stabilit în baza unei sume de lei, se indexează anual, ținând cont de rata inflației de anul fiscal anterior, comunicate pe site-ul MDRAP. Și în varianta în care Consiliul Local nu dorește sau nu vrea să aprobe indexarea sau taxele și impozitele, zice la, pardon, taxele și impozitele la aliniatul 3, spune așa, dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit și a oricărei taxe locale, care costă într-o sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort al aparatului de specialitate a primarului nivelurile maxime prevăzute în codul fiscal, indexate potrivit aliniatului 1. Și care e nivelul maxim? Dar chiar dacă noi nu aprobăm, compartimentul este obligat. Sau să aplice nivelul maxim. Ei nivelul maxim din codul fiscal pe care îl indexezi. Curata inflației. Da. Adică... nivelul maxim din codul fiscal pe impozit la cei comună din categoria noastră. Da. Și noi n-am avut niciodată nivelul maxim. Deci noi n-am stabilit niciodată la nivelul maxim taxele și impozite, nu? Am avut între și între. Între și între și mi-am dus mai mult spre... 100%. Mai mult spre minim din ce-o stabilit codul fiscal și am indexat la nouă curata inflației. Acum ce trebuie să faci? E nivelul maxim? Te duce normal, te apuci să-l indexezi și ajungi la nivelul de acolo. Nu, trebuie să faci. Ok. Calculând, adică din calcul. Nu mai aveți ceva. Nu mai aveți ceva. Vreți să-ți trimit? Doamna Sărina. Nu înțeles. Da, doamna Sărina sau doamna Zahăria. Putem, după indexare, să aplicăm o reducere? Din foarte mare, e 5% de reducere. Din
10% față de anul de zi, de scădere, 5%. Nu înseamnă este fixare, dar 10% scădere cu taxi, acolo unde... Dar putem lua o decizie de a scădea taxele locale în acest timp? Nu, acum, pentru acest proiect de hotărâre. Gândiți-vă că aveți contracte aprobate, indicatori economici, tehnici economici aprobate pentru proiecte care sunt aprobate la finanțare sau urmează să fie aprobate și va trebui susținută cofinanțarea. Din păcate, salariile noastre nu au fost indexate cu inflație. Și nici acelor la cetățeni. Și ne gândeam, dacă putem într-un fel, dar e foarte mult, 13,8% persoană, se pare foarte mult. Dar nu este din păcate cu indicii, dar am știut la unul de Doamne Zahărie, cât a fost între și între? Cât a fost procentul ăla? Păi noi dacă scade, de exemplu, sub 5,8 și chiar dacă se indexează cu maximum, e și mai ieftin, este cetățeanul de... Deci, dumneavoastră, dacă observați în anexul astea, aveți oarecum evoluția, că aveți an de referință 2016 și avem 2023 și 2024. Nu, vorbim dacă scădem acel coeficient, că noi putem să ne jucăm între și între. Dar vorbim cu eficiență, e fiecare. Da, deci noi mergem anual, noi mergem și ce-am avut anul trecut, indexat cu 13,8%. Nu am aplicat nicio curege, n-am pus nimic în plus față de ce-am avut. Adică noi când am pornit, cine a dat legiuitorul între 100 și 200, am mers 100, nu știu cum am mers cu indicele de educație care a fost destul de niciodată, n-am mers până la 200, spre exemplu, cu limita maximă. Legiuitorul a luat, între și între. Bun, acest 5,8% avem cum să scădem, să se scădem, ca să fie... La 5,8% fost anul trecut. Nu, fost anul trecut, anul trecut. În 13,8%. După ce se aplică obligația legală de indexare, dacă nu ești deja la minim, că e un minim legal de obligă, de acolo dacă mai putem scădea, asta a fost întrebarea mea. Nu prea faci eu profundarea bugetului, avem indicatorii care trebuie să sunt investiți, sunt... Deci se poate, dacă se trebuie. Eu am întrebat... Acolo nu trebuie și o parte, să aplică modificații din deci. O greseală de modificații. Poate veni să-și plătească din poziții și taxă. Au la de mână și biseu cu drog, au toate astea. Adică, nu știu ce putem face. Nu putem merge la limita legii sau să intrăm într-un păcat să facem noi nefăcut. Domn primar, noi am întrebat și pe noi intrăm în lumea și ca să știm ce să ne explicăm. De asta să ne spuneți, din păcate... O scrisare în cap, vă dați seama, toți din străzi dumneavoastră. Știm ce să ne... Dacă ne dăm să știm că se trebuie să iau, mai departe. Doamna Băiceasă, cea mai tare o situare asta, unitatea cu siguranță. Păi asta e. Pentru ce din treabă, și am ajuns lucrul ăsta. Ai pus în murăturile, în cubeu, da? Ai pus măsurătoare, vorbim? Ar trebui să te gândești că toate astea se reflectă în posturi, care se compun, în buzunarul cetățeanului. Indiferent plătești taxa sau mutate sau uitați-vă că punem 8 lei, adică punem și 8 lei plus doar ca să acoperim cheltuielile. Aici e problema mare, trebuie să înțeleagă ce sunt. Dacă nu aștept că se mai zic. Bine, să se disciplineze vis-a-vis de aspectul ăsta. Asta trebuie vorbit. Eu o să vreau să facem o dată asta masivă de informare, o campanie și cu pliante și cu culturași efectivite și stăm. Exact cum acum vorbim de lista amintirii de Băsescu. Mai sunt mari dumneavoastră. De unde vreau să fac? Aici sunt mari intrări locului. Banii scoți de buzunar și vreți și pe ce? Pe noi. Pentru că nu vrei să conștientizezi că cantitatea de gunoi, dacă
dacă scade, îi plătești tu mai puțin. Dacă vrei să pui tot ce te gândești tu că ai de prisos prin culpe, metale sau știu ce, materiale grele, atunci cu siguranță mă trebuie să plătești. Astea sunt toate costuri care îți plătești. Mai dau funcționare și toate, ca să facă mâncarea pentru tine. Și asta se fac. Da, nu știu. Bun, discuții, la fărăsată. Nu, poți destul de mare. Haideți să... Supunem la proiectul pentru taxe și impozite, și am prezentat de inițiator. Cine este? Este pentru. Abțineri. Împotrivă. Mai avem la punctul 2, deci punctul 2 și 3, care era... Punctul 2, abține, nu se vedeți. Da, dacă aș pune o poveste de ținere, da. Cred că... Da, mergem la punctul 2. Ce-i la punctul 2? Avem pentru mai are o verificare și comentarea o trebuie cu somnul la unui link. Numărul 39, domnul. 3. Deci numărul 3, privind aprobarea organizării atratului nu, dar nu mai suntem, nu? Modificare și comentarea pătării postului local, act pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizației de funcționare și profil de activitate și a orarului de funcționare pentru agenții economici și prază cu primul de scapul. Că cred că suntem o comună care își respectă cetățenii și am obligația chiar să vedem la niște oameni. Da, o sumă sunt bună, deci nu putem admite după ora 22, 24. Bine, că mai aveți probleme. Au fost nu sunt situații probate, sunt situații cu mine, dar au fost la română, cu petreceri și familie. La principiul de 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 De exemplu, la... Vorbim de aia în aer liber, dacă... În aer liber, nu? În interior. Nu interior, în interior. În interior, în interior, să fie non-stop. Dar mă rog, aia că mai și trei. Dar vedea să nu aveți reprezentantul specialitatea primară. Al primarului e vorba de reducerea conform ordonanței 206. Conform de epilor. Deci 206. Cum? 206. 206-2023, care o să fie. Are bine să le duci până să le duci personalul cu 10%. 10%, da? Din? Dar din ce 10%? Din cei de posturile stabilite prin ordonanța 63, numărul acela acesta care venea de la prefectură, din 30. Noi, din câte am văzut, le ducem posturile, nu personal. Da, bine. Nu, posturile trebuie reduse. Bine, sunt situații în care toate au toate posturile ocupate și trebuie să... Dar știți cine e marcat? Chiar la numai sub, nu știi bine, posturile ăsta. Nu-ți dă voie să duci o formă să te alegi din postul, să te alegi de, să treci din posturile poliției. Poliției locale, alea. Cinci posturi stricte, bă, trebuie cu ea acolo. De frate. Așa. Avem o poliție locală. Nu o discut. Bun, rău, n-are important să mai facem asta. Bă, dar cinci posturi. Băi, oameni buni, adică scot din tine, am scos doamna. Am luat din apărare. E folos. Bă, vreau să văd un trecut. Dar cinci posturi, am luat din tine acolo. Ui, ajută. Domnul primar, da. Vă zic treaba asta, așa. Doi polițiști locali care voreau să facă treabă, luau din activitatea pe care au făcut-o distinși mei colegii, mergeau din poartă în poartă și punea la punct problema cu noi, băi, din numai numai. Dacă vreți un exemplu, dacă vreți un exemplu, să vreau să vadă, o secundă. La legea greșită. Vă primiți la legea greșită, la instruire și vedeți ce face un polițist local cu gunoi. E și știi... Dar nu m-am luat. Eu vorbesc acolo, da. Angajăm doi oameni buni și le ducem de la gunoi și facem de la asta cu postul este disponibil. Facă postul. Dacă ți-e vrei în faza 8, îți dă. Poți să nu-ți mai văd frumos. Poate aducem unul mai vreme. Eu știu, nu zic că s-o mai vreme, doamnă.
atacă persoane. Ce rău! Dar e comparație. Cred că îi luat în seamă. Un polițist care se poate face treaba așa acolo. Exact. Da. Spun la vot. Da, spun la vot. Da, spunem la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de domnul primar. Împotrivă? Abțineri? O dezbat? Nu. Știu. N-am înțeles, domn. Bun. Proiectul de hotărâre de gestiune a unei deoarece se vedite pentru secer de gaz. Deci la mine nu e conflict că se poate, nu? Că sunt... Pentru domnul Stăneață, Petru, da? Aici am doamna secretar, la articolul 2 scrie că E1 are obligația să aducă drumul, teren, la starea inițială. Da, nu spune în cât timp și nici nu spune ce sancțiuni e prevăzută dacă nu se aduce. De și... ce pe hotărâre de gospodărie comunală acolo? Orice intervenție, domnule. 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 Cred că am citit proiectul și am uitat și am văzut că doar este pe domnule. Deci avem acolo și termen și sancțiuni. Deci s-a adăugat. Am putea să le prindem în toate proiectele, la articolul 2, pe... Mai avem o dată de obraz, iar de obraz și de proiectul... Da, o formă la HR numărul... 41, parcă, din 2021. Da. Supunem un proiect de obraz. Nu m-am gândit și la asta. Știam cu apoiaia, dar nu am scris chiar exact. E foarte bine. Supunem proiectul de obraz numărul 108. Supunem la vot. Da. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, abține. Proiect de hotărâre 109 din instrucția de Petru Puiu Claudia, ce s-a abținut domnul Puiu. Domnul Puiu nu stează, nu e domnul Puiu. Domnul Puiu nu stează, nu e domnul Da. Același completare, articolul 2, gospodăria comunală, da? Da. Să punem la vot cine este pentru? Să punem modificarea propusă de domnul Tăriceanu, da? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă, nu. Suntem 14 pentru... Vreau pe care mi-a dat special, nu? A, deja. E proiectul standard în care... Așa să l-am discutat. Adică cu proiectul de altă grad, nu? Da. Păi nu avem deschidere, avem o sper care să fie ceva. Da, aici discuția nu mai putu. Cam mai putu. Punem la vot. Acum să discuțe cine este pentru? Care este? Abține? Participă. Abțineți, da? Împotrivă? Domnul Țavar, nu vă abțineți. Care e? Nu scos. Ce mai știu? Aaaa! Mandatarea primarului să voteze în adică este. Cum? Pentru. Deci am 14 și o abținere. Și am ajuns la proiectul 9. La proiectul sunătate ordinea de zi, pe ultima ordonanță acolo de vineri, așa cum vă spuneam la început. La prezentare, supunem la vot cine este pentru? Abțineri. Dacă nu ești, dar mă gândeam urmă la din potrivă, dar nu cu discuțiile de astăzi, din urmă, dar nu știu că v-am dat. Dar nu ne eu mă gândeam că ați venit cu la dar să ne propuneți ceva de domnul primar, dacă s-a ținut lui de exact. Să fim. 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 Să fim
prezența, scuzați. Mulțumesc frumos, domnul vice. Avem o cașcă de proces verbal și domnii trebuie să și pentru avocat. Nu mi-e șeaua, ține-te. Asta a pus să discuții? Nu. Supunem la vot procesul verbal de pe 3.10. Cine este pentru? Și continuați ca să nu terminăm. Abțineri? Da. Da, eu zic că o dați prima dată la dacă aveți ce vedea. Așa, pe de. Apoi avem procesul verbal din... 6. Nu este... 16.11. Din 16.11. Aici la 16.11, 6.12. Da. Ai diversii același text. Așa. Mă verificăm. Deci, alea le revizuim. Revizuiți. Da. Ok. Da, e posibil să fie la copie. Da. Trebuie din nou un alt proiect, n-am fost atent. Bun, atunci 16.11 și... 6-a 12-a, la diverse. Deci, de acord să le supunem la vot? Da. Da? Ok. Toată lumea pentru? Da. Deci amânate. Amânate. Trecem la PV-ul din 29-11-2023. Da, este cel în care am discutat plângerile prealabile. Dacă sunteți de acord, să le acceptăm și să revenim asupra hotărârii sau să mergem în continuare cu rezilierea? Mergem. Discuții la PV-ul de pe 21-19? Au continuat, au dat drumul de grață, dar nu, suntem pe parcursul de răspuns la plângeri și pe discutăm, nu pare. Am făcut contractul avocat. Încă și-am avocat și domnul Faia. Bun, cine este pentru procesul verbal din 29-19? Abține? Și... Doar fiu rău să-ți mai identifici, dar mai sunt vânele aceleași spuneți. Da. Continuăm. Eu mai am un 2 ani de rată la bani. Și mai avem procesul verbal de 7-12. Vreți să deci moște de bani? Rată? Moștele, cum îți zic, doamne. Da, ia să-mi las, moște de bani. Discuții la procesul verbal de pe 7-12-2023? Nu? Supunem la vot. A doua ședință de date. Cine este pentru? Da? Abțineri? Domnul Puiu și domnul... Deci când dacă domnul vice nu spune nimic, am venit abțineri. Împotrivă? Nu spune, dar fac descrii. Ok, mergem la discuții. Da? Mulțumesc. Domnul Sorin. Scuze, că mă lasă memoria. Da, da, am comentat. Domnul Sorin. Da. Doamna Băiceanu din Sistul Parachet, când împărteam proiectul cu stabilitatea, cu băgatul pe foc, de pietre cu scoate, respectiv ei nu au ce băga, sunt în trece să fac mâncazile. Dar eu, la asta să-mi termin, sunt două societăți, trebuie să vreau comunic cu problemele de activitate asemănător, când merg la serviciu, în perioada rece, de anul trecut, vă țin să vă zic. Fum negru? În afacerea Cripția... Și miros, nu se fum negru, cu știți, Cripțitanii, când înainte de a se prăbuși. Sunt două societăți care vorbesc în toate deșeurile care rămân, de bancă pe... pe spoluează foarte mult. Dacă vă duceți, vă arăt și filmare, să vedeți cum e. Deci... Am observat. Ar fi făcut ceva, nu știu, înștiințat, lucrul mic și vă duceți de bine. Selectați deșeurile, după aceea ce faceți deșeurile. Bă, dar sigur, e probabil cu foc. Asta e. Da, 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 deci tot ce e acolo, e și la facă tot foc. E vorba de numai să vedeți cu ce se întâmplă. E mai mult decât acolo. Se sezați, mai sau spuneți-mi care sunt, da? Da, că deși eu vă iau numai un pic. Nu știu care sunt. Spuneți-mi care sunt. Nu am foarte pe caramele și respectiv cu vânirea pe ea. Am să le fac, vă adresez să le facă și în cazul care mă respectă, să faci un adresă la mediu, că exact celor de la mediu se vrea să-i verifici. Ce de zile din mentalul chiar s-au sesizat și ne-au trăsat? Nu am nimic nicio sensibilitate, dar acum am vă
Deci aici e comunitatea de la 5, a fost cu la 1000 și de la 10. Aia e la acolo, n-am fost la fază de la 10. Aici, deci credeți-mă că am fost acolo, sunt eu, aici și am văzut. Ați vrut să ce de el, la deci ei au aparat de făcut direct și folosesc tineți. Când am fost eu, că mai fac așa și mai cu tot. Dumnezeu, nu. Terminiți să plec, așa cu soția. Domnul primar, am întrebare pentru domnul vice. Păstrăzi de nou asfaltat cu ce ați urmă așa de gunoi? Da. Da? Da? Ok, mulțumesc. Deci, ce se mai întâmplă, domnul primar, cu căsuțele pe care noi le-au promis gal în... Sincer, nu știu să mă spun. Aș spune o să fac o întrebare și pentru domnul personal. Unde sunt o grămadă de păstrat? Da, mi-ați făcut o grămadă de valuri, cât nu poți să faci, să trece la timp la timp urmă. Gândeni o avut de rând cu perioada asta la greu. Da, da, da. Pista a dat omul domn. Le-am dat, le-am concesionat de rând. Ai dat tu? Am concesionat de rând. Nu mai dat nimic. Domnul primarul a fost consilierul. Nu știu, 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 nu nu sunt controlate pentru că nu au fost suficiente, nu fi dezastru preferențial sau nu știu. Cum procedăm să se punzele dacă îmi scrie cineva? Domnul Așa, domnul Așa, acolo la mine în față, piața care sunt montate la... Când a fost ultima furtună, au fost luate de pe... Cartonul. Din spate, din teren, au fost luate cartoncesul ăsta, cum se cheamă. La transportul public, tot da. Treabă persoanele. De cât e biletul care trebuie să facă legă? Am fost atâtea discuții, eu zic că e ca fiecare nou început, sunt probleme cu partea noastră programului. Până să stabilizeze, da? Până să pun programul cu toate, toate datele probleme, văd că acum nu mai sunt discuții, vedem asta. Cred că un pic cu programul, dar e foarte aglomerat și orașul. Cred că fiecare de voi trebuie să o arși, e groasă. Foarte multe mașini, un pic să pierde timp acolo, dar în rest cu bilete, cu abonament. Deocamdată se merge cu adeverință de ele, pentru fiecare elev în parte, și adeverință de la liceu. Care a fost în discuție acum, eu zic așa, că fiecare dintre ei ar trebui să frecventeze, că altfel nu primește adeverință, zic. Cred că de aici sunt niște probleme la anumite persoane, iar de la 1 ianuarie pot primi abonamente gratuite fiecare dintre fiecare. Și care s-a facultate? Elevi studenți, da, cred că da, aș spune că găsim, nu știu, mai. Dar pentru elevii de liceu, pentru cei care fac naveta la instituții de învățământ din municipiul Bacău, vor primi abonamente gratuite. Ce oameni? Dar eu cum pot zic, eu bine, trebuie să duie 50, așa cum va comunica. Abonamentul sunt, nu? 4 lei, 50 de kilometri, rezultă din numărul mare de kilometri diferență între cele două trasee. Nu știu, ca să credem să dăm cu față de... Da. S-a primit și urmă. 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 Eu sunt în urmă să deci eu am fost, am verificat și am văzut la un lucru și de adevăr, la un moment dat, cetățenii plăteau 4 lei și i-am sesizat și am văzut și au revenit la 2,50. Am văzut, am luat 4 lei. Foarte bine, că nu știam pe care e valoarea corectă. Aia e ce m-a simțit, am luat atenția, Lucian. Da. Cunoști discuția prin internet? Da. Haideți să mă mai vorbești ce n-ar fi de mai bun. Și până astea tot am avut. Am mai discutat și din prima pagină. Am avut și șapte pus proiecte de
2,7 km. Avem și confirmarea pentru că mai mare, mare după ultimii discuții la firmă, mare distanță. 74 de, nu? Ce? 74 de puncte. Suntem de asta la peste 70, nu s-a extraordinar de mult proiect, probabil că la 3 ianuarie în scade sub 70, vor mai vedem până la 10. Vă că am dat o supra nu este ocupată, stăm bine cu punctajul și cu... Este un pas înainte. Aveți ceva, domnul Veru? Da, și întreabă.